Am revenit în platoul emisiunii pentru partea a doua. Spuneam că vom afla dacă și cum funcționează implanturile dentare în cazul pacienților cu parodontoză. Alături de mine a venit dr. Silviu Pereda, medic specialist în implantologie și parodontologie și mă bucur foarte mult să te revăd. Bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Parodontoză, cam știm noi despre ce este vorba, că ne e cam frică să nu avem parodontoză, dar în câteva cuvinte o scurtă definiție. Parodontoza este boala care afectează sistemul de susținere al dintelui nos. Ligamente, os și dinte, în definitiv. N-am vrea să avem de-a face pentru că e posibil să pierdem dinții. Asta este o problemă. Nici nu vă doresc să aveți de-a face. Dacă are cineva și au foarte mulți boală parodontală, sigur îi afectează dinții pe termen lung, grav, dacă nu ia măsuri. Iar diferența dintre boala parodontală și boala parodontală la implanturi este o mare diferență. Dacă nu există dinte, nu există boală parodontală. Dar asta nu înseamnă că implantul nu este afectat și el. Dat fiind că implantul nu are ligamente parodontale, la implant nu se cheamă boală parodontală, se cheamă periimplantită, adică țesuturile din jurul implantului se inflamează și tot un fel de boală parodontală este și asta. Deci, avem problema aceasta, spuneam, că ne este teamă că rămânem fără dinți. Și cu tehnologia aceasta nouă, mă rog, nu e atât, deja este foarte ne-am familiarizat cu implanturile în ultima perioadă, dar totuși, întreb, pe un teren de parodontoză, putem să apelăm și noi la această procedură? Cu siguranță că da, există acum metode și Dumnezeu a avut grijă și de asta, să dea oamenilor înțelepciune, să descopere lucruri minunate care pot să rezolve mari pierderi osoase, pentru că în urma apariției bolii parodontale, pierderea osoasă, dacă nu se intervine la timp, pierderea osoasă este foarte mare și atunci, ca să putem să punem niște implanturi într-un os mulțumitor, trebuie să facem adiții osoase și se pot face. Chiar și pacienții care au suferit de boli parodontale grave pot beneficia de implanturi. E adevărat, cu intervenții un pic mai multe și un pic mai grele, dar tot pot beneficia de implanturi care să țină mult, mulțumitor de mult. Se face mai greu un implant, se realizează mai greu la un pacient cu parodontoză sau tehnica este aceeași, riscurile sunt aceleași? La un pacient care a suferit de boală parodontală și are pierderi osoase masive, tehnica este aproximativ aceeași, doar că adiția de os este mult mai mare și recuperarea este mult mai mare și osteointegrarea, adică lipirea osului ăla acolo și să facă un corp comun cu osul pacientului, durează un pic mai mult, dar se face. Sunt timp de așteptare și intervenții în plus, dar se fac. Toate astea se fac și pacienții pot beneficia de o dantură cu care își pot desfășura activitatea normal. În ceea ce privește durabilitatea, că spuneai că sunt situații în care, într-adevăr, avem o garanție de viață a implantului pe termen destul de lung. Implanturile au o durată de viață dacă sunt executate corect, dacă pacientul respectă indicațiile medicului post-intervenție, post-operație, dacă respectă programările de mentenanță, atunci implanturile ar trebui să țină mult, foarte mult. Dacă pacient depinde și de vârsta pacientului, depinde și de cum își desfășoară pacientul activitatea. Un pacient, după părerea mea și pe experiența mea și pe experiența altor colegi de-ai mei, implanturile ar trebui să țină toată viața. 20-30, depinde cât mai are fiecare pacient de trăit. O parodontoză neîngrijită la timp poate să îngreuneze mult situația când vine vorba despre implanturi dentare? Foarte mult, da, poate să îngreuneze, pentru că un pacient care are probleme parodontale și la un moment dat beneficiază de un tratament cu implanturi, va avea aceeași probleme și cu implanturile, pentru că pacientul acela când ajunge într-o situație cu probleme parodontale grave, s-a întâmplat ceva acolo. În primul rând, igienă deficitară, în al doilea rând, vizite la stomatolog, la specialist, vizite rare sau deloc. În momentul în care boala parodontală s-a instalat și pacientul nu ajunge la specialist, boala parodontală nu se tratează cu medicamente luate din farmacie, boala parodontală nu se tratează cu leacuri de prin popor, boala parodontală nu se tratează pe internet, niciodată. Boala parodontală se diagnostichează și se tratează doar la medicul specialist parodontolog. În momentul în care pacientul mai văd reclame, scuipat sânge, luați-vă pasta de dinți cu tare. Greșit. Scuipați sânge la periaj
în fiecare zi, nu vă duceți și vă luați pastă ca să oprească sângerarea, că nu se rezolvă problema. Se rezolvă problema la medicul specialist. Și atunci pacientul care are probleme parodontale la dinții lui poate să aibă probleme și la implanturi. Tot din aceeași cauză. Vizită rare sau deloc, periaj puțin sau deloc, sau periaj mult, dar deficitar, mult și executat incorrect. Și toate cele, toate problemele care apar, sau aproape toate problemele care apar la dinții noștri, pot să apară și la implanturi. Dar pot beneficia și pacienții cu probleme parodontale de implanturi, clar. Asta este o veste bună, pentru că cel mai tare ne sperie lipsa dinților în și boala aceasta parodontală. Așa că implantologia ne poate salva. Dar ce spuneți despre aceste variante în afară de implantologie, cum ar fi punțile sau protezele? E o variantă pe care o recomand, de exemplu, pacienților cu parodontoză? Din momentul în care au apărut implanturile, nu mai recomand punțile dentare, iar punțile dentare la pacienți cu probleme parodontale sunt contraindicate. Pentru că igiena nu mai poate fi executată corect, doar dacă pacientul respectiv nu are probleme parodontale grave și se ține sub control toată situația de acolo, cu programări regulate, cu vizite regulate la dentist în care se controlează de fiecare dată zona respectivă și toate zonele se controlează, dacă pacientul se curăță cum trebuie, dar la un pacient care are probleme parodontale grave, puntea dentară este așa și așa aici. Doar dacă pacientul respectă foarte bine indicațiile medicului. Dar la un pacient care nu le respectă, aș opta pentru implanturi, că se îngrijesc mai ușor decât o punte, din punctul meu de vedere. Ce se întâmplă în boala parodontală? Este momentul acela în care îți pierzi dinții într-un timp foarte scurt? Sau ai timp să-ți îngrijești dantura punând un implant și apoi văzând cum mai stau lucrurile? Boala parodontală este de mai multe feluri. Ai cu evoluție lentă, cu evoluție rapidă, adică evoluție rapidă, mă refer aici, ea la început a avut un debut lent și după aceea a ajuns într-un moment în care încep să fie dinții mobili din ce în ce mai tare. Pacientul poate să observe toate chestiile astea acasă, poate să aibă grijă din timp, pentru că pacientul vine la dentist, îl vedem, îi dăm indicații și după aceea se duce acasă și nu mai dă pe la dentist, ani de zile. E clar că boala parodontală înaintează și face ravagii pe acolo. Așadar, e nevoie să colaborăm cu medicul. Obligatoriu. Cât mai din timp posibil, cu un medic specialist. Eu am văzut foarte mulți pacienți care vin și zic, păi mi-a făcut de tartraj acum 2 luni. Și gingia este inflamată, ori nu se periază corect. Eu nu pot să-mi vinuiesc vreun coleg de-al meu, dar în momentul în care intru în detalii și încep să iau de la pacient informații, cum vă periați, cât de des vă periați, ce folosiți, ce fel de ață folosiți, ce fel de periuță, cum o folosiți, care e tehnica de periaj, atunci încep să-mi dau seama că, de fapt, pacientul respectiv nu are educație de a se peria corect pe dinți. Și o iau de la început, de la clasa 0. Facem periajul așa, așa și așa, din cauza asta și asta și asta. Așa faceți dimineața, așa faceți seara. Astăzi a venit un pacient și îmi zice, eu mă periez dimineața și seara și la prânz. Dar la prânz zic, uite care este situația, eu la prânz nu mă periez. Mie îmi convine foarte mult, ca și specialist, să-ți recomand ție să te periezi cum trebuie dimineața și seara. Restul ce faci tu la prânz e treaba ta, dar și la prânz folosești tot o tehnică de dimineața sau de seara. Deci nu este important să ne periem de 7 ori pe zi. Important este să o facem de 2 ori și corect. Absolut. Un periaj corect, realizat corect, poate să te ajute să nu evolueze parodontoza așa cum dorește ea. Este cel mai important punct pe care trebuie să-l realizeze pacientul acasă. Periajul corect. Cel mai important, nu există să tratăm boală parodontală noi ca și specialist, nu există să tratăm și pacientul să nu facă nimic acasă. Poate că noi avem impresia că dacă mergem la medic și facem un periaj profesional, deja putem să stăm și o săptămână fără să ne periem, că avem periajul făcut foarte bine. Nu, periajul și detartrajul făcut în mod corect durează până la următorul periaj al pacientului.
Acolo începe să depună placă bacteriană, care în 24 de ore se transformă în tartru o parte din ea, așa că pacientul are obligația de a se peria corect pentru ca rezultatele să fie cele așteptate. Pacientul este și anunțat, dacă nu respectați indicațiile noastre care nu sunt venite de pe lună acum, nu trebuie să stați 3 ore în baie, trebuie să stați 5 minute în baie dimineața, 5 minute seara, pentru ca să putem să păstrăm ceea ce ne dorim. Eu fac tratamentele astea și astea, obligația dumneavoastră ca și pacient este asta și asta, dacă dumneavoastră respectați, putem să avem rezultatele acestea garantat. Putem vorbi de anumite riscuri asociate cu implanturile dentare realizate în cazul pacienților cu parodontoză? Riscuri ca și ce? Riscuri. Nu știu, o infecție poate. Da, și implanturile se infectează. Bine, nu implantul prin el face carie sau ceva, nu ca la dintre noi. Țesuturile din jurul lui, dat fiindcă sunt țesuturi vii, osul și gingia, se pot îmbolnăvi. Gingia se inflamează, inflamația gingivală merge către os, iar osul nu se mai inflamează, începe să retragă, dispare. Categoric. Nu mai există carie, la implanturi nu mai există carie. Bine, se pot fractura și lucrările pe implanturi, dar aici e vorba de accidente. Nu vorbim despre asta, dar țesuturile din jurul implantului rămân aceleași ca și țesuturile din jurul dintelui, mai puțin ligamentul parodontal, cel care ține dintele lipit de os. Dar în rest, osul și gingia este tot acolo și ea se poate inflama. Există anumite tipuri de implanturi dentare recomandate pentru acești pacienți cu parodontoză? Nu neapărat. Nu există un tip de implanturi dentare pentru pacienții care au suferit o boală parodontală mai gravă. Există tipuri de implanturi pentru alte categorii, cu încărcare imediată, cu încărcare târzie, implanturi care se integrează mult mai repede ca și perioadă de timp, dar nu există implanturi speciale pentru pacienți cu probleme parodontale. Orice implant l-am luat, dacă îl inserăm cum trebuie, fie și pacient care a avut probleme parodontale și dacă adiția de os este făcută corect, la fel ține, la fel durează în timp. Nu există implanturi pentru pacienți cu probleme parodontale. Contează îngrijirea postoperatorie foarte mult în cazul acesta. Siguranță, da. Obligatoriu este ca pacientul să respecte toate indicațiile postoperatorii. Mai avem 2 minute din interviu și aș vrea să-ți las posibilitatea să spui ce e important să știe un pacient care are parodontoză. Nu a explorat tema aceasta implanturilor. Este teamă că va rămâne fără dinți. Deja situația se prezintă îngrijorător. Ce ar trebui să știe? Să știe că nu trebuie să mai stea fără o programare la medispecialist. Obligator, în primul rând. Poate să meargă la farmacie, să ceară paste, periuțe de toate felurile, dar nu rezolvă nimic. Nu se rezolvă problema clar. Problema se rezolvă doar în momentul în care ia contactul cu specialistul parodontolog. Și atenție, nu la medicul dentist generalist. Acolo poate să-i facă doar un detartraj normal și atât, dar dacă are probleme parodontale, cum deja vorbim de mobilitate dentară, obligatoriu trebuie să ajungă la specialist parodontolog. Se realizează altfel periajul dentar pentru parodontoză? Altfel. Detartraj, se face detartraj altfel pentru pacienții cu probleme parodontale. Se fac măsurători, e o întreagă procedură care trebuie urmată și pe care știe să o facă doar medicul specialist parodontolog. Chiar și implanturile ar trebui realizate de un medic specialist în implantologie și parodontologie? Nu neapărat, nu trebuie să fie neapărat parodontolog, trebuie să fie implantolog. Specializare în implantologie, nu trebuie să fie neapărat parodontolog ca să poată să insere implanturi. Deci sunt două categorii diferite, da, până da. La implantologie. Deși dacă este și parodontolog și implantolog, este mult mai bine. Are ceva cunoștințe în plus. Dar nu trebuie să fie neapărat parodontolog. Iar în ceea ce privește implanturile, cum i-ai încuraja pe acești pacienți? I-aș încuraja să nu mai privească cu atât de multă suspiciune implanturile, că sunt unii pacienți care se uită puțin cam așa, implanturi, dar din ce sunt, puțin circumspecți, așa. Să aibă încredere în medicul care le recomandă, să fie sigur că implanturile nu sunt niște șuruburi de pe aici, de pe acolo, sunt studii făcute pentru ca implanturile alea să poată să apară pe piață și implanturile sunt din același material din care sunt toate metalele care se introduc în organismul nostru, tije de nu știu care, plăcuțe de nu știu care, care rezolvă toate celelalte probleme din organismul nostru, cu fractură osoase sau ce mai probleme mai rezolvă. Cam din același material, cu niște diferențe mici, tratament făcut în plus pentru unul sau pentru altul, dar din același material, titan.
Și acum, dacă tot am aflat vestea asta bună că și cei cu parodontoză pot beneficia cu succes de implanturi dentare, să nu se culce pe urechea dreaptă și să spună, atunci să ajung acolo, nu mai contează periajul și așa mai departe. Nu, niciodată, oricât de bună ar fi o lucrare pe implanturi, nu seamănă cu ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu. E adevărat că se substituie foarte bine și nu există comparație între ce exista până acum și ce există acum cu implanturile, dar nimic nu este mai bun ca dinții dumneavoastră. Perfect. Ai încheiat perfect pentru că e nevoie să ne actualizăm această informație iar și iar. Eu și am să trecut repetăm de multe ori prin situația următoare. Scoateți-mi-l că-mi fac eu după aceea. Asta este cea mai proastă soluție pe care poate să o aleagă pacientul. Dintele trebuie tratate. Când nu mai poate fi tratat, nu mai poate fi tratat, dar trebuie acordată și ultima șansă unui dinte care merită păstrat pe o perioadă mai lungă de timp, de ani de zile, ca să fie mulțumitor. Da, mulțumesc foarte mult. Am vrut să explorez acest subiect pentru că și cu medic implantologie și parodontologie, pentru că am vrut foarte mult să încurajez pe cei care au această afecțiune. Pentru că înțeleg că sunt destul de mulți oameni care se confruntă cu asta. O dantură frumoasă nu înseamnă neapărat că suntem cu risc zero boala de parodontologie. Este numită asta și este boala dinților frumoși. Și pot rămâne frumoși dacă apelăm la implantologie și iată că e cu succes. Mulțumesc că ți-ai făcut timp să vii să ne povestești toate aceste lucruri. Mare drag. Te mai aștept. Mulțumesc.